După ce li s-au dat locurile, comercianții au început să își instaleze tarabele, fiecare după cum știe mai bine pentru a atrage cât mai mulți clienți. Nu va lipsi nici parcul de distracție, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mai mari iubitori de senzații tari și de adrenalină. Pregătirile pentru zilele cetății au început încă de ieri. Scena a fost montată, iar circulația a fost închisă azi noapte la ora 12. Comercianții au început să își așeze tarabele, astfel încât până diseară ce vor apărea clienții, totul să arate perfect. Deși este încă devreme, pe grătare, micii și cârnații au început să sfârâie, semn că în următoarea perioadă de timp clienții nu vor întârzia să apară, petrecerea va începe diseară și va dura până duminică. Se arată 4 zile pline de sărbătoare pentru micul oraș de la poalele Meseșului.